Ba chiar, în ceea ce mă privește, apreciez și faptul că nu i-a stânjenit chemarea lui Samuel atunci când Dumnezeu îl cheamă pe tânărul Samuel să facă lucrarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă numai faptul că Samuel nu avea o descendență genealogică de o asemenea învergură încât Samuel pe linie directă să poată zice Îs fiul preotul ei și ajung să fiu preot sau să fac lucrarea lui Dumnezeu de la templu. Nici pe departe. Pur și simplu, el era copilul lui Elcana și al lui și al Anei. Și uitați-vă că într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, ca urmare a faptului că multă vreme Ana s-a rugat lui Dumnezeu să primească un copilaș, după ani de zile de suferință, de rugăciune, de post, de cerere înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde într-un mod miraculos, dându-i nu un copilaș doar și mai mulți copilași, Vom vedea noi mai târziu că ea are să celebreze în cântările ei faptul că cea stearpă face să nască, fiindcă cel care are ultimul cuvânt în toate spectrele de activitate ale vieții noastre a fost, este și rămâne Dumnezeu. Chiar și în zona familiei și a nașterii de copii, să știți că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Sigur că sunt oameni care sunt de o altă părere, că Dumnezeu nu se bagă în treaba asta. Dar vreau să vă spun că Biblia pe care eu o citesc spune foarte clar: Dumnezeu închide pântecele femeii și Dumnezeu deschide pântecele femeii. Ba chiar dacă vom citi mai cu atenție, Biblia spune că până și pântecele cerbaților Dumnezeu îl deschide și tot Dumnezeu îl închide. Și eu cred foarte tare în suveranitatea lui Dumnezeu și în controlul absolut al unui Dumnezeu care este fără de greșeală. De aceea, uitați-vă că Dumnezeu când. Aduce pe acest copil pe nume Samuel, sigur că îi pune un nume cu semnificație, Dumnezeu a ascultat, în sensul în care el nu era doar un nume, era și un mesaj. Dumnezeu ascultă rugăciunile celor care cu sinceritate îl cheamă pe Dumnezeu. Și în seara asta, vestea bună este că pentru orice cauză ai venit înainte lui Dumnezeu să te rogi, când te rogi cu inimă sinceră și curată și ești în consonanță cu voia lui Dumnezeu, Dumnezeu Poate da răspuns la rugăciunea dumneata și Dumnezeu poate da răspuns la rugăciunea mea, glorificat să fie El în veci. Și uitați-vă că omul lui Dumnezeu, Samuel, crește într-un timp foarte greu, într-un timp de apostazie, într-un timp când imoralitatea a ajuns cote alarmante, într-un timp în care părea că nu se mai întrezărește lumina de la capătul tunelului, într-un context în care întunericul imoralității, păcatele de tot soiul, se înmulțesc atât de mult și părea că uitându-te din orice colț al lui Israel, nu mai poți să crezi că ceva bun se poate întâmpla. Te uita în jur, te uitai în societate, oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Oamenii erau mânați de tot felul de păcate, de tot felul de vicii, de tot felul de atitudini dincolo de care sfidau voia și principiile lui Dumnezeu. Dacă te-ai fi uitat în tabernacol și ai fi zis, bă, în lume așa e ca în lume, la facultate, la locul de muncă, la școală, pe stradă, în trafic, la cumpărături, Lumea este așa cum este, lumea s-a răutățit, e atâta atât atâta păcat, atâtea lucruri care nu fac decât să ne transmită și mai tare acest semnal că noi nu aparținem Pământului și că Pământul nu este punctul eternității noastre, ci dincolo de glia aceasta rece ne așteaptă o patrie mai bună, sus la dreapta lui Dumnezeu. Și uitați-vă, stimați credincioși, cu toate acestea, la faptul că și în templu, dacă ai fi venit să te uiți, ai fi zis, bă, aici eu vreau să vin să mă închin lui Dumnezeu? Aici vreau să văd oameni care trăiesc în evlavie? Aici vreau să văd oameni care trăiesc în nepricănire? Aici vreau să văd oameni care trăiesc cu integritate? Și să fiu oameni pe umăr cărora mă pot sprijini. Că le pot spune durerea mea și ei fac din durerea mea durerea lor. Se roagă împreună cu mine, mă ajută și nu mă bârfesc și nu mă denigrează pe la colțuri. Și sunt oameni care luptă cot la cot cu mine, încercând să pot răzbate prin desișurile și luptele grele ale vieții. Numai că nu era doar atât, era cu mult mai grav decât atât. Și uitați-vă că în templu, preotul Eli avea câțiva copii, printre care Hovni și Fineas, care au ajuns și ei la rândul lor să absolve școli teologice și să fie la rândul lor preoți, făcând lucrarea la templu. Și uitați-vă că oamenii și-au iubit mai mult lucrarea decât pe Dumnezeu lucrării că sunt și astăzi oameni care iubesc mai mult slujirea decât pe Dumnezeul care cheamă la slujire. Iubesc mai mult cântarea decât pe Dumnezeul care merită cântarea. Iubesc mai mult predicarea decât pe Dumnezeul care merită predicat. Iubesc mai mult activitățile din spațiul eclezial și mai puțin pe Dumnezeu. Iubesc mai mult via lui Dumnezeu și mai puțin pe Dumnezeul viei. Și uitați-vă că oamenii ăștia au ajuns și ei să fie preoți. Și ajungând să fie preoți, numai oamenii lui Dumnezeu nu erau, ci din potrivă, ei erau oamenii care s-au făcut vinovați de tot felul de păcat. Unul din păcatele grele de care s-au făcut vinovați preoții aceștia, respectiv oamenii și Vineas, a fost materialismul. Dar Dumnezeu pregătise și spusese, da, voi sunteți oamenii care trebuie să beneficiați de un anumit suport din punct de vedere material în slujba la care Dumnezeu v-a chemat. Dar faptul că voi când se aduc darurile la templu, în loc să mi le dați mai întâi mie, luați voi, ba mai mult decât atât, tot ce este mai bun luați pentru voi, nu faceți altceva decât să dovediți lăcomie, materialism și să încălcați principiile mele. Și prima problemă de care s-au făcut vinovați preoții aceștia erau lăcomia și materialismul dus la exagerare. A doua problemă de care s-au făcut vinovați pentru că toate se țin lați, a fost imoralitatea, dragii mei. Spune Biblia că ei trăiau într-o viață de compromis. Aveau soții și copii acasă care îi așteptau, dar pentru ei, soțiile și copiii, familia despre care s-a vorbit la ora de rugăciune, care constituie o piatră de temelie și o bază solidă pentru o societate și pentru o biserică, nu mai era la rang de cinste în ceea ce privea paradigma valorilor lor spirituale. Ba din potrivă, instinctele primare și chiar viața asta imorală și compromisă era cea care le ghida viața ajungând până într-acolo încât să trăiască în păcate și în imoralitate din punct de vedere al relațiilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit să fie consumate doar într-un cadru legitim, sfânt și curat și în acord cu voia lui Dumnezeu. Și uitați-vă cu oamenii ăștia s-au făcut vinovați de toate aceste păcate, sfidând toate legile lui Dumnezeu. Uitorii este că Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit că noi, dragii mei, putem o vreme să facem ceea ce vrem. Dar vreau să știți că Dumnezeu care este îndelung răbdător, răbdarea Lui într-o zi se va sfârși și în dreptul meu și în dreptul dumneata, și în dreptul casei tale și în dreptul casei mele. Și a sosit o zi în care Dumnezeu a zis destul, Eli, am respect de tine, am respect de chemarea ta, am respect de faptul că tu te-ai luptat să faci voia mea, dar uite-te că ce se întâmplă în casa ta, este cu adevărat o mare problemă. Ovni și fine astresc în imoralitate, în tot felul de păcate, dincolo de care, în loc să fie o mărturie a faptului că eu sunt un Dumnezeu sfânt, ei sunt mai degrabă un mijloc dincolo de care lucrarea mea este denigrată. Pentru că, Podoaba casei lui Dumnezeu întotdeauna va rămâne sfințenia și Dumnezeu nu face niciodată rabat de la această podoabă sfântă care ar trebui să caracterizeze viața mea, familia mea, biserica și lucrarea la care Dumnezeu ne-a așezat, Dumnezeu să ne ajute. Și uitați-vă, stimați credincioși, la faptul că Eli se face totuși vinovat de ceva. Știți de ce se face vinovat? Că atunci când trebuia să acționeze și să ia măsuri, în vederea îndreptării copiilor acestora și acestor preoți, mai degrabă, pe un ton foarte superficial, îi spune ce faceți voi nu este bine și continuă mai departe să creadă că nimic nu se observă și merge mai departe în lucrarea pe care el a considerat-o lucrarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de mult își exprimase supărarea față de ce se întâmpla la tabernacol. Și uitați-vă, dragii mei, mai întâi Dumnezeu în dragostea lui trimite în versetul 27 un om. Nu îi se dă nume. Era un proroc, un om al lui Dumnezeu care spune foarte clar Nu m-am descoperit o casă i tatălui tău. Pentru ce călcați voi în picioare jerfele mele, darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și fiți atenți, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele, din tâi roade luate, din toate darurile poporului meu. Și observați aici, mesajul unui Dumnezeu supărat pe faptul că el, în loc să intervină la vreme, bolnav de resemnare, nu ia atitudinea care trebuie. Și dintr-o dată, Dumnezeu trimite un semnal. Vine un al doilea semnal. Știți când? când Dumnezeu îl strigă pe Samuel, în următorul capitol, în capitolul 3. Și Dumnezeu trimite un semnal de data asta printr-un copil pe nume Samuel. Inițial nu știe să distingă vocea lui Dumnezeu, dar mai apoi, sub îndrumarea preotului Eli, care avea cunoștințe biblice solide, îi spune să spui așa, dacă vă mai auzi a patra oară vocea aceasta să spui, vorbește Doamne că robii tăi ascultă. Și exact asta face Samuel. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și știi și spune Dumnezeu în capitolul 3? Exact cuvântul pe care l-a spus cu ceva vreme înainte prorocul omul acela lui Dumnezeu. Și sigur că ulterior Eli își dă seama că Samuel a primit un mesaj de la Dumnezeu și spune, te rog să nu mi a ascuns nimic. Și uitați-vă, după ce Samuel istorisește tot, fără să ascunde nimic, auziți ce zice Eli în versetul 18, capitolul 3. Domnul este acesta să facă ce va crede. Știți ce înseamnă această afirmație? Această afirmație demască resemnarea, oboseala, neputința, complacerea în care a căzut Eli, fiind lipsit de orice urmă de energie, de vervă și de luptă de a trăi în acord cu voia lui Dumnezeu. Eu cred că și la momentul acesta, când a doua oară vorbește Dumnezeu, dacă el îi lua o poziție clară și oprea răul, poate că dezlodământul cu poporul Israel și cu ce se întâmpla la templu era mai fericit. Pentru că mă gândesc că da, Dumnezeu din nou trimite un semnal prin omul lui Dumnezeu Samuel. Și Eli resemnat, obosit să mai facă ceva, crezând că Dumnezeu poate închide ochii uneori, cum deseori ne putem face, nu mai are niciun spirit de inițiativă să apere valorile morale creștine și să se conformeze cerințelor lui Dumnezeu. Și spune să facă ce va crede el. Știți cine trebuia să acționeze aici? Eli trebuia să acționeze, dar Eli n-a mai acționat. Și atunci când nu mai acționăm noi, ce credeți? Se ajunge de bas cu biserica sau nu? Se ajunge de bas cu lucrarea sau nu? Se ajunge de bas cu familia ta sau nu? Știți ce face Dumnezeu când este vorba de lucrarea lui? Intervine El. Și de la capitolul 2 până la capitolul 4, spun unii din comentatorii biblici că au trecut o perioadă de aproximativ 8 ani de zile. De la primele descoperiri prin omul lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu și Eli și până la momentul în care Dumnezeu intervine să aplice măsura de pedeapsă, au trecut 8 ani de zile. Și în acești 8 ani de zile mai întâi îi trimite un proroc. Mai apoi îi trimite un tânăr prin care Dumnezeu vorbește. Nu știu câți ani să fie avut Samuel. Probabil tot după unii comentatori 12-13 ani. Și uitați-vă că Dumnezeu îi transmite mesajul acesta prin omul lui Dumnezeu Samuel. Și Dumnezeu îl mai așteaptă încă o vreme. Pentru că întotdeauna Dumnezeu mai întâi avertizează, după aceea are Dumnezeu o perioadă de așteptare și după perioada de așteptare Dumnezeu aplică pedeapsă. Și uitați-vă că în capitolul 4, să ajunge la o, la, la o situație cu totul dramatică. Din infanteriștii poporului Israel au căzut 30.000 în ziua aceea, în, cat, în contextul războiului dintre filisteni și poporul Israel. Câtă dramă, câte soții, câți copii rămași, orfan, câtă distrugere, câtă amărăciune, câtă tristețe. Mai mult decât atât, spune Biblia că la un moment dat luându-se chivotul lui Dumnezeu, el îi așteaptă pe scaun, pe poziția lui de magistrat, de judecător, așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Și vine un sol care îi transmite, uite, filistenii au pornit război, pruncii tăi, hovni și Finas au murit pentru că Dumnezeu și-a ținut cuvântul. Ba chiar mai mult decât atât spune Biblia că ei au transmis și adevărul acesta, chivotul lui Dumnezeu a fost luat de, de către filisteni. Când a auzit nora lui Eli, soția lui Finas, lucrul ăsta, știi și a strigat era aproape să nască, dintr-o dată au început contracțiile, a născut, și în timpul acela, când asistentele respective căutau să încurajeze, bucură-te că tocmai ai născut un prunc, bucură-te de pruncul pe care Dumnezeu ți l-a dat, ea n-a mai putut să se bucure, pentru că era ceva ce o apăsa. A auzit că socul lui a murit, a auzit că bărbatul lui a murit și a auzit mai mult decât toate acestea că el, chivotul lui Dumnezeu, care era simbolul prezenței lui Dumnezeu de la Templu, a fost luată de către filisteni. Și când a născut copilul acesta, știți ce nume a pus? i ca bot adică nu mai este slavă. Și vreau în această seară să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj biblic pe care l-am intitulat în forma unui întrebări. Cum să rămâi în picioare într-o generație că nu mai este slavă? Cum să rămâi în picioare într-o generație în care cei mai mulți oameni se prăbușesc și slavă lui Dumnezeu parcă ușor, ușor Începe să plece din adunare. Și vreau să vă spun în seara aceasta, stimați credincioși, vestea bună este aceasta, că indiferent de context de vremuri, indiferent de, de tulburări, indiferent de decepții, indiferent de cât de mare e păcatul și indiferent cât de uh, profund poate să fie întunericul, în orice vreme Dumnezeu își va păstra o sămânță de urmași. Și Dumnezeu în tot acest timp stă cu privirea și ridică un tânăr pe nume Samuel Nimeni poate că nu avea mai așteptări. Poate toți priveau cu decepție și fără nicio urmă de speranță că se mai poate întâmpla ceva în poporul Israel. Dar Dumnezeu a spus: Eu sunt Dumnezeul care are ultimul cuvânt. Voi nu vedeți ultima poza, dar eu văd ce se va întâmpla peste trei luni, peste șapte luni, peste o lună, peste zece ani. Pentru că eu sunt Dumnezeul care cunosc totul de la înălțimea cerurilor. Și voi ridica un tânăr pe nume Samuel care va fi robul meu și el va instala domnia mea, prezența mea și la mispa va chema din nou poporul. Ce însemna mispa? Era locul vegherii în care din nou oamenii au chemați să vegheze asupra vieților, caselor și asupra relațiilor cu Dumnezeu. Și dintr-o dată Dumnezeu ridică pe un om ca Samuel. Vreau să vă spun în această seară, stimați creștini, Samuel crește contemporan cu Hovni și Fireas. În fiecare zi era la Templu. În fiecare zi era la Biserică. Și există un detaliu asupra care voi reveni un pic mai târziu, ce l-a ajutat pe Samuel să rămână în picioare. Și vestea bună este că indiferent cât de mare este întunericul, întotdeauna Dumnezeu va păstra oameni care vor rămâne integri și care vor, se vor lupta să trăiască în frică de Dumnezeu și care au pus mai presus de toate principiile lui Dumnezeu în viața lor. Și vreau să știți că cel mai greu test pentru un lider este acesta. Între a cinsti principiile lui Dumnezeu și proprii prunci sau draga familie să pună mai presus principiile și voia lui Dumnezeu în viața lui. Aici este cel mai greu test. Pentru că cel mai greu test nu e când trebuie să iei decizii cu privire la prunci altora și când trebuie să iei decizii cu privire la pruncii tăi și când trebuie să măsuri cu privire la cei din casa ta. Pentru că vreau să vă spun ceva în această seară. David, dacă n-a fi fost împachetată bine ilustrația aceea, probabil că altfel ar fi gândit. Dar el a zis, cum se întâmplă treaba asta? Să plătească cu patru prunci. Pentru că atunci când este vorba despre alții, gândim cu altfel de măsură când este vorba despre mine, câteodată sunt gata să-mi găsesc circunstanțe atenuante. Dar cineva se va lupta să păstreze nealtărat cuvântul și principiile lui Dumnezeu, va fi cinstit de către Dumnezeu. Zice Biblia foarte clar, voi cinsti pe acela care mă cinstește. Și uitați-vă că Samuel a fost omul care i-a făcut cinste lui Dumnezeu. Ar fi putut, vreau să vă spun că ar fi putut Samuel să se rezemneze. Să zic că preotul Eli este obosit și nu mai face ce trebuie să facă. Hovni și finii trăiesc în imoralitate. Dacă pruncii pastorului trăiesc în imoralitate, ce sunt eu să nu fac exact același lucruri? Și putea Samuel să trăiască în desfrâu și în fapte de rușine. Și putea Samuel să se complacă și să facă prietenul de anturaj cu Hovni și Finias. Gândiți-vă că au crescut în aceeași generație. Gândiți-vă că erau amândoi la cor. Gândiți-vă că amândoi cântau. Gândiți-vă că toți erau acolo ascultând același cântări, același predici. Mereu erau prezenți acolo, joia, duminica la biserică. Numai că într-o zi s-a făcut o diferență. Unii au ales să trăiască mai departe în compromis, iar Samuel a ales să trăiască în frică și în teamă de Dumnezeu. Pentru că așa va fi mereu. Cine vrea să rămână lângă Dumnezeu, va rămâne lângă Dumnezeu. Cine nu vrea să rămână lângă Dumnezeu cu toate motivele și resursele și pârghile pe care Dumnezeu îi le pune la dispoziție, va întoarce spatele lui Dumnezeu. Și uitați-vă! Pentru noi în seara asta Samuel este un motiv de mare încurajare. Ar fi putut să zic, eu nu mai vreau să vin la biserica asta. Eu nu mai vreau să mă rog, eu nu mai vreau să postez. Eu nu mai vreau să mă păstrez în curăție de inimă. Uite ce face ohovni și Finias. Și Dumnezeu nu intervine. Pare că lucrarea asta este lăsată de izbeliște. Pare că Dumnezeu a închis cerul și ne-a lăsat, cum mi-a zis mie odată cineva, ne-a lăsat Dumnezeu în voia minții noastre blestemate. Dar eu vreau să vă spun ceva în această seară. Nu, Dumnezeu nu ne-a lăsat în voia minții noastre. Dumnezeu este regele regilor. Dumnezeu este împăratul împăraților și lui Dumnezeu îi pasă de lucrarea lui. Și orice centimetru pătrat din biserica asta e plătit de sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Și niciun fir de păr din cap nu cade fără de știința mai dinainte acela care este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Numai că ovnii și fina s au crezut treaba asta. Eli a ajuns să cadă bolnavă, resemnare, dar în timpul ăsta Dumnezeu ridica pe Samuel. Samuel, de ce nu te compromis? Samuel, de ce ai ales să pui frâna la vremea potrivită în ceea ce privește răul și să descoperi accelerația în ceea ce privește binele? Pentru că eu am ales să fiu diferit de colegii mei. Eu am ales să fiu diferit de verișorii mei. Eu am ales să fiu diferit de confrații mei. Eu am ales să fiu diferit de cei de la biserică. Eu am ales să fiu diferit de cei de la școală, de cei de la locul de muncă, de vecinii mei. Eu am ales să trăiesc în nepricănirea lui Dumnezeu. Oh, nu credeți că a fost stigmatizat Samuel? Nu vă gândiți pe ovni și fineas și toți ceilalți care trăiau în imoralitate. Erau oameni ai cancanului, a divertizmentului, ai show-ului, show se adunau seara la suiete lungi, la bârfe, la glume și se uitau spre Samuel. Samuel, vino și tu cu noi! Și Samuel zicea, nu, eu vreau să mă păstrez curat. Uite, noi ne distrăm, ne trăim clipa și el spune, eu nu merg la discotecă, eu nu merg la cluburi de noapte, eu nu trăiesc într-o viață imorală, eu mă lupt să fac voia lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că n-a fost acceptat în grup. Oamenii că se uitau la, 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 Samuel și striga, uite, mă și pe legalistul ăla, uite, mă și pe sfântul ăla, dar nu vezi că toți fac așa, dar nu vezi că toți trăiesc în imoralitate. ce cu tine mai special, Samuel? Nu știu, dar eu știu un singur lucru. Într-o zi am auzit chemarea lui Dumnezeu și am spus, iată, Mă, Doamne, pentru că vreau să vă spun ceva în această seară. Ca să putem rămâne în picioare într-o generație în care slavă lui Dumnezeu pare că pleacă, avem nevoie de câteva lucruri. Și voi da răspuns punctual, câțiva pași concreți ca să putem rămâne în picioare. Când slavă lui Dumnezeu amenință să plece dintr-un popor. Dar înainte de asta, vreau să vă spun că, în urma analizei și evaluării spirituale pe care a făcut-o soția lui Fineas, nora lui Eli. Vreau să vă spun că a fost o analiză obiectivă. De ce? Pentru faptul că i-a spus foarte clar, nu mai este slavă. Și vreau foarte tangențial să afirm trei lucruri. Nu mai este slavă. Unu. Când familiile se distrug. Doi. Nu mai este slavă când chivotul lui Dumnezeu pleacă din adunare. Și trei. Nu mai este slavă când ajungem robi la filisteni. Și le voi lua pe rând. Mai întâi. Nu mai este slavă când ne-am distrus familiile. Și realitatea aceasta este, dragii mei, trăim un timp în care familiile se distrug pe capete. Și nu mai avansez ideea asta, fiindcă timpul e înaintat. A doua afirmație pe care am făcut-o și asupra căreia vreau să reflectăm puțin mai mult. Nu mai este slavă când chivotul lui Dumnezeu pleacă de la noi. Spuneam că el, chivotul lui Dumnezeu, reprezenta prezența și slava lui Dumnezeu în popor. Când chivotul lui Dumnezeu a fost luat de la filisteni, știți ce a știut nora lui Eli? că nu mai coboară slava lui Dumnezeu acolo, că nu mai vorbește Dumnezeu, că nu se mai întâmplă miracole. Vreau să vă spun în această seară, dragii mei, Slava lui Dumnezeu nu este când sunt bisericile pline, când avem coruri și fanfare impresionante, când avem iliștri cântărești și ilușri, predicatori cu retorică impresionantă, deși toți aceștia sunt buni și avem nevoie de ei. Ascultați-mă, Slavă este atunci când prezența lui Dumnezeu mai coboară în adunare. Slavă este atunci când vine omul păcătos și pleacă mântuit din adunare. Slavă este atunci când vine omul legat de vicii și pleacă eliberat de Dumnezeu. Slavă este atunci când ne rugăm pentru canceros și cancerul este vindecat și oamenii se luptă să trească neprihănire până la capăt. Nu numiți lavă faptul că avem organizare bună, faptul că oamenii sunt înălțați, faptul că unii sunt apreciați, faptul că știm că ne descurcăm și punem noi toate lucrurile așa cum trecem. Bă, e bine, avem fanfare, avem orchestră, avem, avem camere video, avem transmisii live, avem așa o organigramă foarte bine așezată. Nu, nu, Asta nu este slava lui Dumnezeu. Nu-i slavă când oamenii vin în adunare și prezența lui Dumnezeu nu le mai vorbește. Nu-i slavă când tinerii noștri intră în adunare și în loc să asculte cuvântul lui Dumnezeu, butonează două ore telefonul și nu mai reverberează în ei puterea Duhului Sfânt. Nu-i slavă când venim la adunare și trăim în păcate și o viață ducem în adunare și o viață în afara Bisericii lui Dumnezeu. Nu-i slavă când se trește în duplicitate. Nu-i slavă când nu se mai aude, așa vorbește Domnul. Nu-i slavă când nu mai intră demonizatul și să plece liberat de Domnul Isus Hristos. Nu-i slavă când mergem la ungeri cu un de și și câteodată ne întrebăm, mare rost să ne rugăm și în loc să se vindece, moare bolnavul. Nu se vindecă paralizatul. Și în seara asta ar trebui să ne punem o întrebare. Unde s-a dus slava ta, Doamne? Unde s-a dus, Doamne, prezența ta? Altă dată și noștri. nu aveau casă luxoase, nici grani, nici travertin și nici gresie pe jos. Aveau casă de pământ. Dar când oamenii ăștia se rugau, cerul se deschidea la rugăciunea lor. Când veneau o locul, pleca eliberat de Domnul înaintașii noștri au ajuns, dragii mei, să facă lucrarea lui Dumnezeu și să aibă vremuri de înviorare și de har. Nu pentru că au avut ilustri, nu pentru că au avut bani, nu pentru că au fost oameni cu, cu multe școli și pregătiri înalte. Oamenii ăștia au fost oameni ai rugăciunii și când se rugau, slava lui Dumnezeu cobora. Și în această seară, îmi pare că ar trebui să stric și eu, precum nora lui Eli, îmi pare că slava lui Dumnezeu amenii să se plece. Și vreau să strig în seara asta, nu pleca de la noi Duhul Sfânt. Vino înapoi în casele noastre. Vino înapoi în adunarea ta. Când se ridică tinerii și să cânte, puterea Duhului Sfânt să coboare peste adunare. Când cuvântul lui Dumnezeu se proclamă, diavolul să plece rușinat cu mâinile goale. Și ce încătușa să fie eliberați de Domnul. Despre asta este vorba. Și ne dorim slava lui Dumnezeu în adunare. Dacă pleacă slava lui, ce ne mai rămâne în biserică? Dacă pleacă ungerea lui, ce mai rămâne de slujirea mea? Dacă Duhul lui pleacă de peste viața mea, cine mai îmi dă putere să mă ridic din nou? Cine mă păzește în mașină, pe avioane, pentru drum acasă și oriunde ne cheamă Dumnezeu? Vreau în această seară să-i spunem lui Dumnezeu, lasă chivotul în adunare! Lasă prezența ta în adunare. Și da, dacă omni și fine preferă să trăiască în păcat, dacă cei mai mult se îndepărtează de Dumnezeu, Doamne, mai ridică tineri precum Samuel, care să spună nu păcatului și care să se dedice total slujirii la care tu ești chemat. Și da, nu mai este slavă, când intri în băile de liceu și pruncii fumează, flirtează, nu mai ajung să trăiască neprihănire, umblă din femeie în femeie, din bărbat în bărbat, nu mai este slavă, nu mai este slavă când oamenii nu mai caută prezența lui Dumnezeu. Marțea, joia, duminica și fac timp de orice altceva, dar nu l mai caută pe Dumnezeul cel adevărat. Putem avea bani, putem avea case mari, putem avea mașini luxoase și titluri impresionante în felul lumii, dar dacă nu se mai caută prezența lui Dumnezeu, dacă nu mai vorbește Dumnezeu, dacă nu se mai aude așa vorbește Domnul, rămânem o generație înfrântă, care putem să fim frumos ornamentați, precum niște pomi ornamentali, dar care să nu aducă adevăratele roade. Dar când Duhul lui Dumnezeu lucrează, acolo este viață, acolo este putere și acolo reverberează puterea Duhului Sfânt. Slăvi să fie Domnul în veci. Și da, nu mai este slavă. Când pruncii noștri ajung rob la filisteni, Ajunge rob la filisteni înseamnă să ajungi să dezvolți în tine tot felul de vici. Dar în seara asta nu-i despre Hobni și Fineas. În seara asta nu-i nici măcar despre Eli. În seara asta este despre Dumnezeul lui Samuel, pe care Dumnezeu l-a păstrat în integritate și a spus când totul pare cenușiu și întunecat, când pare că cerul s-a închis și e de plumb pentru viața voastră, întotdeauna voi ridica niște oameni care se vor lupta să trăiască în nepricănire. Și Samuel rămâne în picioare într-o generație în care slavă lui Dumnezeu părăsește poporul Israel. În primul rând, ca să poți rămâne în picioare într-o generație compromisă și păcătoasă, ai nevoie să auzi chemarea lui Dumnezeu și să spui da chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. N-a înțeles exact că e vocea Domnului. Ascultă-mă bine. S-ar putea în seara asta Dumnezeu să te cheme și să spui vocea lui Timotei. Exact așa a crezut și Samuel. Uneori, vocea lui Dumnezeu seamă cu vocea predicatorului. Vocea lui Dumnezeu a semănat cu vocea lui Eli, de aceea se duce Samuel și spune, iată-mă, părinte, m-ai chemat? Vocea lui Dumnezeu se aude, poate, în predica mea din această seară. Se aude în vers de cântec, în predica altui coleg de slujire, pe care Duhul Sfânt îl cheamă, ridică și pune cuvintele lui Dumnezeu în gura lui. Mai sunt aici oameni care se audă chemarea lui Dumnezeu și să zic că te vreau pe tine cu orice preț. Vreau să pun lucrarea ta mai presus de orice în viața mea. Și oricât ar trebui să sufăr, și oricât ar trebui să alerg, și oricât ar trebui să slujesc, vreau să fac lucrarea la care tu m-ai chemat. Mă rog Dumnezeu să mai cheme pe nume, să mai ridice Dumnezeu în aceste vremuri grele, oameni care se pună la dispoziția lui Dumnezeu și care să spună, iată-mă, Doamne, sunt gata să ascult vocea ta. Primul secret ca să poți rămâne în picioare este să te conformezi chemării lui Dumnezeu care te cheamă la lucrarea sa. Al doilea secret pe care l-a avut Samuel și de mic copil am fost atras de povestea lui Samuel și am vrut să aflu și să văd ce l-a ajutat pe Samuel să rămână în picioare. Când cei mai mulți colegi de-ai lui se îndepărtase de Dumnezeu, ce l-a ajutat pe el să rămână curat și în frica lui Dumnezeu? Și am observat al doilea secret. Uitați-vă în 1 Samuel capitolul 3, Spune Biblia în, în capitolul 3, versetul 3. Și Samuel era culcat în Templul Domnului și apoi folosește acolo un fel de construcție pozitivă. Unde era, chivotul lui Dumnezeu. Pentru că al doilea secret, ca să poți rămâne în picioare într-o generație demotivată, este să cauți prezența lui Dumnezeu în fiecare zi în viața ta. Samuel, spre deosebire de toți ceilalți, dumneavoastră știți că preotul avea voie să intre în locul sfânt unde era chivotul lui Dumnezeu, un loc prea sfânt unde era chivotul lui Dumnezeu odată în an. Și Samuel dormea în templul Domnului, acolo unde era chivotul. Era ceva mai mult decât oricare alt preot. El în fiecare zi se trezea și căuta chivotul. Știți ce înseamnă să te trezești să cauți chivotul? Să-ți genunchiul, și se e legătură cu cerul. El dormea și se uita la chivot, cu capul lângă chivot. Ce înseamnă să dormi cu chivotul lângă tine? Noaptea, înainte să-ți pui capul pe pernă, să-ți să și să-ți spui și astăzi ai fost cu mine. Și astăzi mi-ai păzit prunci și familia. Și astăzi mi-ai dat mâncare să mănânc. Și astăzi ai făcut să bate inima în pieptul meu. Și astăzi mi-ai purtat de grijă. Îți mulțumesc, Doamne! Și dacă mâine nu mă mai trezesc, vreau să mă trezesc direct în brațele tale. Asta înseamnă să stea chivotul lui Dumnezeu lângă tine. Și acesta a fost al doilea secret al lui Samuel a crescut lângă chivotul lui Dumnezeu. Într-o vreme în care dormim cu telefoanele, într-o vreme în care se doarme cu laptopul și cu radio, cu televizorul și cu ecranele mari, câți mai dorm cu chivotul lui Dumnezeu? Câți mai dorm cu vibra la căpătuiul lor? Câți mai dorm asigurându-se că înainte s-au rugat lui Dumnezeu? Spunea salmisul, nu voi da țipire ploapelor mele până când nu voi sta de vorbă cu Dumnezeu și fac din legea lui Dumnezeu desfătarea mea. Ai ajuns să trăiești experiența asta? Să faci din Biblie desfătarea ta? Nu desfătarea ta să nu fie muntele și marea. Desfătarea ta să nu fie hainele și shopping-ul. Desfătarea ta să nu fie luxul și opulența. Desfătarea ta să fie cuvântul lui Dumnezeu. Pur și simplu să stai în cameră și citind Biblia să sari în sus de bucurie și să spui mă bucur de cuvântul tău. De parcă aș avea toate comorile, spunea salmistul. Să ajungi să te bucuri de chivotul lui Dumnezeu și când crește expus prezenței lui Dumnezeu, această putere a lui Dumnezeu emanată din mijlocul prezenței lui Dumnezeu îți dă putere să rămâi în picioare. Astăzi, cei mai mulți tineri nu mai caută chivotul. Caută să se îmbogățească. Și cine caută banii, nici de bani nu va avea parte. Dar cine îl caută pe Dumnezeu, va avea Dumnezeu grijă să-i dea și casă și mașină, că Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor sale. Dar înainte de toate, tu să cauți chivotul lui Dumnezeu. Și mă întreb în seara asta, mai simt tineri aici în adunarea asta, mai sunt bărbați și femei, domni și doamne, frați și surori, care să caute echivotul lui Dumnezeu? Să facă din Dumnezeu ținta cercetărilor și a căutărilor lor? Asta s-a pierdut, dragii mei. Și vreau în vremuri ca și acestea să vă spun că unul din secretele care m-a ținut să-L iubesc pe Dumnezeu și să mă pun la dispoziția Lui a fost faptul că am iubit chivotul. A fost faptul că am iubit biserica. A fost faptul că aveam 13-14 ani și eram nelipsit de la biserică. Marța, joia, veneam, de la, veneam seara, n-aveau părinții bani să-mi dea de mâncare. După ce nu mâncam 8 ore, veneam la ora 6, jumate, 7 la biserică seara și veneam marți acolo, nu eram predicator și nici cântăreț. Pur și simplu mă așezam și mă rugam și spuneam Doamne, sunt aici, tu mai păzi și astăzi. Poate că tu ei spune, pentru ce să-ți mulțumesc, Doamne, că de 8 ore am cu gol. Dar mă duceam și spuneam, tu astăzi mi-ai ținut mintea trează, mi-ai dat sănătate, mai ținut pe picioare. Ăsta a fost secretul. După aceea, dragii mei, când am făcut mari și am mers pe la facultăți unii dintre noi, o câte provocări, câte nebunii, câte lupte n-au fost și pe acolo. Dar mereu era ceva ce ne dea putere. Știți ce? Căutam chivotul lui Dumnezeu. Veneam la biserică și păcla pe care lumea și materialismul și societatea seculară o punea peste ochi noștri, o dădea de până la o parte când căutai biserica, când căutai chivotul, când căutai prezența lui în viața ta. De aceea, în această seară, vreau să căutăm din nou chivotul lui Dumnezeu. Stimați frați, stimate surori, înapoi la chivotul lui Dumnezeu. Ce nu lasă, biserica a devenit rugăciunea. Acolo nu-i predică, nu-ți transmisi live, nu primești like-uri. La cântări poți primi like-uri, la predici poți primi like-uri. Pot face din tine oameni o vedetă. Dar să te duci din nou în camera ta, să spui nu vreau pe nimeni decât pe tine. Să ai un loc în casa ta. Eu când m-am gândit să-mi construiesc casa și să lucrez, am zis ăsta va fi biroul meu, unde în fiecare zi mă voi duce să stau de vorbă cu el. Ăsta va fi chivotul meu aici, unde voi pune cărțile, bibliile mele, unde voi pune scaun, unde voi pleca să mă rog lui Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun ceva. Orice familie ca să rămână în picioare, orice tânăr și tânăr, orice bărbat și femeie, orice om ca să rămână în picioare, are nevoie de chivotul lui Dumnezeu. Și Samuel a știut asta. Fără chivot nu se poate. Asta înseamnă o relație de părtășie profundă cu Dumnezeu, căutând să te expui prezențe lui în viața ta. Trei. Al treilea secret care l-a ajutat pe Samuel să rămână în picioare într-o gener într generație în care slava lui Dumnezeu părea că trebuie să pleci. A fost convingerile ferme pe care și le-a prestabilit în viața lui și a spus de la ele, nu fac grabat niciodată. Convingerile înseamnă că atunci când vine ispita, să fi fost luată decizia cu mult înainte să vină ea. Și să spui, eu aleg să rămân lângă Dumnezeu până la capăt. Trebuie să ai niște convingeri foarte clare, foarte puternice și să spui, asta, asta și asta nu voi accepta în viața mea. Oricât de ispitit aș fi, oricât de mari lupte ar fi, eu voi alege să mă păstrez curat și în frica lui Dumnezeu. Păi stau doi pastori. Un evanghelist, altul profesor, nu are rost să spunem gradul, și aveau 16 ani. Se plimbau prin părțile al dealului. Mergeau deseori cu oile pe câmp. Alte ori se plimbau, mergeau la școală. Și stând pe câmp acolo cu băieții, jucau toți mingea pe Maidan într-o zi, ei s-au deconectat de spiritul ăsta și au făcut un pas în spate. Și au început să discute, bă, cum va arăta viața noastră peste 10 ani, peste 20 de ani. Și împreună au început să negocieze, uite, ce nu vom accepta niciodată să practicăm în tinerețea noastră. Și au spus, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu. Și spuneau ei, n-am făcut rabat de la aceste principii așezate sub forma unor convingeri nereclitinte în viața noastră. Și asta ne-a ajutat mai târziu să avem familii sănătoase, să avem copii binecuvântați și să putem să avem o lucrare la care Dumnezeu ne-a chemat și acum după zeci de ani de slujire și de pastorație să putem spune Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a păzit, ne-a ocrotit și acum, zice, apropiindu-ne de pensie, să putem să trăim cu demnitate, să ne putem uita în ochii tuturor oamenilor că n-am acceptat nicio poziție de compromis și că am trăit în nepricănirea cerută de Dumnezeu. Asta este mare har. Asta este rețeta succesului spiritual. Dar pentru asta trebuie să ți se statueze niște principii și convingeri foarte clare în mintea ta de la care să spui, eu nu voi face rabat. Convingerile vor fi ancorele de care te vei prinde când pământul simți că sfugge de sub picioare și când simți că nu mai poți să găsești un număr pe care să te sprijini vor fi convingerele și principiile pe care ți le-ai fixat în mintea ta sub autoritatea cuvântului Dumnezeu și a Duhului Sfânt și vei spune, mă prinde ele și știu că după norul ăsta va veni și soarele pe calea vieții mele. Glorifica să fie Domnul! Și am să evit pe tinerii ăștia ca în următoarele două minute să pregătească o cântare, fiindcă vreau să închei spunând vă ultimul lucru. Mai există un al patrulea lucru care a dat puterea lui Samuel să rămână în picioare într-o generație apostată. Curajul de a lupta împotriva filistenilor direct și de a-și asuma identitatea. Zice, de exemplu, în versetul 7, când s-a hotărât la Mitzpa să convoace adunarea poporului și să se roage pentru ei. Uitați-vă ce spune Samuel, versetul 5. Samuel a zis, Strângeți pe tot Israelul la mispa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. S-au strâns la mispa, au scos apă și au vărsat înaintea Domnului și au posit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copilul lui Israel la mispa și acum vine versetul. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la mispa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copilul lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu Nu înceta! Să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Știți ce îmi spune mie lucrul ăsta? Când s-a hotărât ei să se pună la dispoziția lui Dumnezeu? Cine credeți că au venit? Au venit și filistenii. Nu vă lăsăm noi. Spui ce faceți aici la mispa? Noi ne-am hotărât să facem un altar al Domnului. Noi ne-am hotărât să rămânem în voia lui Dumnezeu. Știți că la mispa David și-a ascuns părinții ca să fie protejați de mânia lui Saul? Ne-am adunat la mispa, locul vegherii, în care să spunem că ne-am hotărât să punem înapoi cuvântul lui Dumnezeu și chivotul lui Dumnezeu mai presus de toate. Și în momentul acela, filistenii anunță război. Că filistenilor nu le convine când tu te hotărâi pentru Dumnezeu. Când tu ca tânăr răspui, nu mai vreau să trăiesc în compromis. Nu vreau să dau ochilor mei imaginele spurcat. Nu vreau să dau urechilor mele muzica infect. Nu vreau să dau buzelor mele cuvintele păcătoase și cuvintele compromise și dezonorante. Nu vreau să dau viața mea, tinerețea mea, timpul meu, resursele mele în mâna celui rău și ale filistenilor și ale păcatului. Și eu vreau să pun viața mea, timpul meu, tinerețea mea, slujirea mea în singurele mâini care nu vor dezamăgi niciodată mâinile lui Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Și uitați-vă, dragii mei, Că atunci când o tânără, un tânăr, un frate, o soră se hotărăște să se pocăiască mai mult, să se roage mai mult, să spună nu poziție de compromis, vor veni și vilistenii, Știți de ce? Să te intimideze, să te destabilizeze și vor spune Dar ce? Tu de ce nu vii cu noi să benchetuiești? Dar tu ești mai sfântă ca noi? Îți vor spune la liceu treaba asta. Tu de ce faci asta și noi nu? Îți vor spune la locul de muncă, dar tu ce te crezi mai sfânt? Tu vei spune, eu respect programul, sunt om al lui Dumnezeu, nu accept compromis, eu rămân în integritate și îți vă spune colegii, dar tu nu poți să te descurci altfel. Mai trebuie să faci și asta și cealaltă. Și să spui, nu, eu mă păstrez curat, în integritate, în curăție și voi rămâne corect, ca un om onest. Nu voi accepta compromisul și nu voi accepta să mă compromit încercând să încalc principiile lui Dumnezeu. Chiar dacă unii ori poate nu vei avea de mâncare. Cunosc cel puțin doi oameni în biserică asta care pentru anul a acceptat compromisul la locul de muncă. Să semneze niște lucruri care i-ar fi pus în conflict cu legea lui Dumnezeu. Au trebuit să fie dați afară de la locul de muncă. Și au spus și dacă nu vom avea pâine aceea de toate zilele, știu că Hristos este pâinea vieții. Pentru că l au pus pe Dumnezeu mai presus de orice. Și Dumnezeu este acela care vede. Oamenii pot să închidă ochii uneori, oamenii nu pot vedea. Dar când Dumnezeu va veni să răsplătească, Amintiți-vă ce îi face împăratul lui Mardoheu. Zice, când au zis că niște unuci au pregătit moartea împăratului și acesta a deconspirat planul lor malefic și l-a protejat pe împărat. Trecani și hamanii pregătește o spânzărătoare lui Mardoheu și a zis să-l vom distruge ceva ce pregătesc cu oamenii ăștia că spunea Pentru mai devreme de recisiune economică, de faliment, de distrugere. Asta ceea ce vrea să facă noua ordine mondială care vrea să distrugă și vreau să vă spun că într-o zi se ridică împăratul și spune e, Am căutat prin cronicile mele și am văzut că omul ăsta pe nume Mardoheu Omul ăsta că mi-a protejat viața și a deconspirat planul malefic I s-a făcut vreodată vreo cinste și ce nicio cinste Atunci ce trebuie să-i se facă atunci când vrea împăratul să cinstească pe cineva? Să fie plimbat, să-i dea haina cea mai bună și să ajungă într-o poziție de cinste. Haman cade în propria groapă, pentru că cine sapă groapa altuia va cădea în iar Marduheu ajunge să aibă o poziție de cinste și întreg poporul Israel este izbăvit. Știți de ce? Pentru că odată o fată ascultă de un Mardoheu și un Marduheu se luptă să trăiască în loialitate. Dumnezeu vede toate acestea. Și când Dumnezeu se ridică să lupte pentru cineva, să binecuvinteze viața, familia și casa cuiva, cine va putea să stea împotriva unsului Dumnezeu? De aceea, dragii mei, într-o zi, nu un Împărat uman. Și Dumnezeu va deschide cronicile și va spune ce făceau oamenii ăștia marțea. Pe unii mergeau la mol, iar alții veneau la rugăciune. Ce făceau oamenii ăștia a joia? Unii stăteau peste program să facă mai multe parare în plus, iar alții veneau să se închine lui Dumnezeu. Vine vremea izbăvirilor și binecuvântărilor pentru ei. Ce făceau ei duminica dimineața? Unii preferau să să somnul până la 10, să vină la 10.30 la biserică, iar alții veneau la ora 9 fix e și asta se cuantifică în cer. Dumnezeu pentru un simplu pahar de apă deschide condica cerului și pune acolo ce trebuie să răsplătească. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Dar să nu plătiți de la Dumnezeu mult dacă tu nu faci nimic, sau prea puțin pentru el. Dar când tu vei semăna potrivit cu ceea ce trebuie, Dumnezeu va aduce un seceriș bogat. Haide să ne ridicăm pe picioare. Am înțeles în seara asta cum putem să rămânem în picioare într-o generație în care slava lui Dumnezeu amenință să se să, să pleci. Într-o generație în care cei mai, mai mulți se compromit și mai mulți se îndepărtează de Dumnezeu, cum poți rămâne în picioare? Vrei în seara asta să zici lui Dumnezeu? Ține-mă, Doamne, în picioare! Nu mă lăsa, Doamne, să cad! Și ajută-mă, Doamne, să rămân în picioare! Având steagul de biruință în mâna dreaptă și fluturând principiile tale! pe care le țin la pieptul meu, la rang de cinste, în viața mea, în familia mea și în lucrarea la care Tu m-ai chemat. Și ajută-mă să trăiesc în nepricănirea cerută de Tine. Haideți în seara asta să lăudăm pe Domnul. Și acum spun versul acestui cântec. Să spunem noi în seara asta asemenea lui Samuel și noi vrem, Doamne, să ne punem la dispoziția Ta. Și noi vrem, Doamne, să ne dedicăm slujirile la care Tu ne-ai chemat. Și oricât de greu ne va fi în viață, Doamne, dă-ne, te rugăm, harul. Dar rămânem în picioare și într-o zi tu să ne chemi pe porțile raiului